sunat. Dumneavoastră? Nu. Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitații mei din această seară sunt doamna Emilia Meiroșu, deputat pro-România, filiala Brăila. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și domnul Marian Căpățână, consiliar județean pro-România, Brăila. Bună seara, domnul Rugir! Niciun moment de respiro în politica românească, spuneam zilele trecute că m-am așteptat ca după această vacanță de vară activitatea politică să înceapă așa, mai ușurel, mai la ralanti. Nimic, se pare că nu aveți timp de pierdut. Cum vă simțiți, cum simțiți presiunea exercitată de apropiatele campanii electorale, doamna Suntem Meroș? În perioada de precampanie. Avem candidat la prezidențiale, candidatul independent Mircea Diaconu, susținut de Alianța Un Om, din care face parte Pro-România. Fiindcă ne apropiem de această campanie electorală, o să vreau să vorbim puțin despre candidatul dumneavoastră, un candidat pe care, așa cum a spus dumneavoastră, îl susțineți împreună cu cei de la ALDE, candidatul independent Mircea Diaconu. De ce un candidat independent? Domnule Căpățean, vă rog. Domnule Rugină, Partidul Pro-România a dorit să vină în fața cetățenilor cu un om altfel. Am ieșit din șablonul acel scorțos a unor candidați care sunt obișnuiți să citească de pe pagini, de pe hârtie și ne-am dorit să avem un candidat, un om simplu, un om cunoscut, un om iubit de oameni, care să transmită un mesaj, un mesaj politic sincer din tot sufletul și cu o adresabilitate către toate sferele din populație. Eu nu vă ascund faptul că am rămas un pic surprins când am auzit de această susținere. De ce? Sunteți două formațiuni politice cu niște persoane în management foarte bine poziționate din punct de vedere al notorietății. Dumneavoastră, l-aveți pe domnul Victor Ponta, a fost premier al României, o persoană care a candidat pentru funcția de președinte al României, la un moment dat chiar a ieșit pe locul întâi în primul tur de scrutin. Îl aveți pe domnul Mihai Tudose, colegul dumneavoastră de la Brăila, care a fost premierul României. Pe partea cealaltă, ALDE, îl are pe domnul Tăriceanu, fost premier al României, președinte al Senatului, o persoană care a ieșit de la guvernare tocmai pentru că își dorea foarte tare să candideze și nu a fost susținut de către Partidul Social Democrat. Și am rămas ușor surprins când am auzit că niciunul dintre cei trei enumerați nu va candida, ci va apărea un candidat independent. Nu sună ușor nefiresc? Nu cred că este nefiresc. Spuneam că suntem un partid altfel, Pro-România este într-adevăr un altfel de partid și ne-am dorit să facem și altfel de politică. Și odată anunțată candidatura lui Mircea Diaconu, ne-a trezit un sentiment de a ne așeza în spatele acestui om de bună credință și cu mult bun simț și mai ales tema pe care a enunțat-o, aceea unei românii decente, frumoase, curate, cu oameni care să comunice altfel și să scoatem în sfârșit din structurile dialogului la nivelul statului român agresivitatea și mesajele ciudate pe care le înțelegem astăzi. Dar de ce este mai performant? Cu ce e mai performant domnul Mircea Diaconu față de toți ceilalți, că sunt 20 și ceva de candidați? Pentru că este un om cu foarte mult bun simț și care va reuși să aducă echilibru între instituțiile statului. Am această convingere. Spuneți, este un om dumneavoastră... din popor, este un om al poporului și cred că va duce bunul simț la nivelul de instituție. Spuneți dumneavoastră că astăzi când vorbim, România are nevoie de un președinte cu foarte mult bun simț? Și cu așezare, cu așezare și cu o viziune de om așezat asupra ceea ce înseamnă puterile statului. E și părerea dumneavoastră, domnule doctor, un președinte cu foarte mult bun simț în condițiile în care vedem, ce vedem ceea ce se întâmplă în Parlamentul României? Domnule, ăsta este motivul. Haideți să încercăm un om cu echilibru, un mare profesionist, un om iubit de oameni, să-i dăm posibilitatea să se exprime, să-l sprijinim în a se exprima și cred că
a venit vremea să avem un candidat, un om de echilibru, nu un om susținut nici de forțele de stânga, nici de forțele de dreapta. A spus o întrebare referitoare la ce n-a candidat Victor Ponta. Nu pot să vorbesc pentru Tăricianu sau Victor Ponta, dacă vă aduceți aminte, a recunoscut că poate momentul când a candidat nu a fost propice. Că și în viața asta politică este voie de o maturitate și de o vârstă biologică. Și a spus, a și declarat domnia sa, că poate că nu era pregătit. Dar... Și acum nu era mai pregătit decât în 2014? Domnia sa a spus că poate la alegerile următoare va candida. La alegerile următoare de peste 5 ani. Sigur. Dar nu v-ar fi plăcut, doamna Miroșu, să-l aveți candidat pe colegul dumneavoastră, pe domnul Tudose? Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să l-am candidat pe domnul Tudose. Păi și nu l-ați propus în forurile superioare ale partidului? Partidul Pro-România a ales să facă o altfel de politică la momentul acesta. Iar anunțul pe care l-a făcut Mircea Diaconu a fost urmat în 48 de ore de anunțul. Primul partid care a anunțat că îl susține pe Mircea Diaconu, candidat independent, a fost Pro-România. Și apoi s-a născut această alianță și cu celălalt partid. Ce vă spun oamenii când merge să strânge semnători? Este o metaforă. Alianța un om. O să vreau să vorbim puțin și despre această alianță electorală, dar până în alta mă interesează ce vă spun brăilenii când merge să le cere semnătura de susținere a candidatului Mircea Diaconu? Mergem să încercăm și cu un actor. Vrem să avem un om de echilibru în fruntea țării. Încercăm și cu un actor, asta vă spun brăileni. Nu, eu am fost acum în campania aceasta de strâns semnături pentru susținerea candidaturii și maestru Mircea Diaconu este foarte bine primit. Este foarte bine primit, oamenii îl cunosc, mai ales generația celor mai mari de 35 de ani. Pentru tinerii sub cei 35 de ani, acolo trebuie să explicăm. Dar peste 35 de ani aproape că nu este nevoie de explicații. Da, îl cunosc, l-am văzut în filme, l-am văzut chiar și în viața publică, l-am văzut și în partea politică și ne place. Spuneți-mi asta că e un foarte bun profesionist. La ce vă referiți când spuneți acest lucru? Mă gândeam la activitatea lui profesională, activitatea lui de bază. Actor. De actor. Dar politică, să știți că este un om și cu experiență politică. Din câte mi-aduc aminte, a fost senator o perioadă, ministru al culturii și europarlamentar. Și eurodeputat. M-am uitat pe activitatea domniei sale în Parlamentul European și nu e nici pe departe unul dintre parlamentarii foarte performanți ai României. Potrivit Vote Watch, ultimul update pe care l-am găsit în 2018, se afla după cum urmează. Locul 87 în clasamentul rapoartelor, avea doar două rapoarte. Pe locul 199 în cel al proiectelor de aviz, avea un singur proiect de aviz. Pe locul 644 în cel al prezenței la voturile prin apel nominal. Și asta nu sună bine. Pe lângă cele trei luări de cuvânt în plenul Parlamentului, dintre care una privind democrația și justiția în România, Diaconu a adresat și o întrebare comisiei în legătură cu scoaterea din Dunăre a navelor scufundate și a fost de asemenea raportor alternativ. A fost și raportor plin pe două proiecte, raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul European al Patrimoniului Cultural și alt raport spre o abordare integrată a Patrimoniului Cultural European. Am citat acum din raportul Vote Watch. Nu e foarte puțin, dar e o activitate mult mai puțin performantă comparându-l cu alți europarlamentari, nu credeți? Nu. Nu credem acest lucru, pentru că și-a făcut datoria în comisiile în care a fost repartizat și ca atare nu avem ce să-i reproșim activitatea de europarlamentar. Le-aș citit dumneavoastră mai înainte. Păi, da, am citit exact ceea ce am găsit pe internet. La mine mă surprinde chestiunea cu navele, dar chestiunile legate de cultură, îți ferești. Ce să vă spun? Din punctul meu de vedere, domnul Diaconu, da, e o prezență neașteptată. Sper ca dumneavoastră să aveți rezultatul scontat în ceea ce îl privește. Cum colaborați cu cei de la ALDE pentru susținerea? Eu pot să vă spun că dorința noastră este ca Mircea Diaconu, reprezentant al stângii, centru-stânga, reprezentantul celor două partide de centru-stânga, să ajungă în turul 2. Și am credința și convingerea că oamenii de stânga din această țară îl vor vota pe Mircea Diaconu. Oamenii de stânga. Deci domnul Diaconu e declarat un om cu valori de stânga foarte bine. Da, de centru stânga. Da.
Mult succes, ce să vă spun. Cum colaborați cu cei de la ALDE pentru a-i face campanie domnului Diaconu? Avem o colaborare bună, aș putea o numi. Suntem, ne mișcăm în schimb mult mai bine decât ei. Chiar am discutat cu unul dintre vicepreședinții ALDE Brăila. Și ei și-au dat drumul la organizație în strângeri de semnături, dar stăm ceva mai bine decât ei. Faceți echipe comune cu cei de la ALDE sau lucrați separat? Lucrăm separat, noi strângem semnăturile și probabil strâng și dumnealor semnăturile pentru Mircea Diaconu. Tot acest timp am văzut că în Parlamentul României se fac numeroase schimbări. O parte dintre senatori, o parte dintre deputații social-democrați au venit spre pro-România și înțeleg din declarațiile președintelui dumneavoastră, domnul Victor Ponta, că încă mai așteptați și alți oameni. Cum este? Da, sunt cereri mari? 26 de deputați, acum în grupul pro-Europa, membrii ai Partidului pro-România și 4 senatori. Și mai așteptați și alți oameni să vină. Sunt cereri mari, din ce înțeleg. Bineînțeles. Cine dorește să se alăture Partidului Pro-România este binevenit pe criteriile pe care le-am stabilit dinainte. Care sunt acele criterii, doamne? Că asta e foarte important. Să fie profesioniști în domeniile lor de activitate, să fie oameni decenți și apreciați de comunitățile care i-au trimis în Parlamentul României. V-am întrebat acest lucru gândindu-mă la o emisiune pe care am făcut-o aici în platoul emisiunii înainte de alegerile europarlamentare, domnule doctor. Ați făcut o declarație foarte tare atunci, nu știu dacă mai țineți minte, citez: cei ce alcătuiesc alianța de guvernare au transformat țara asta într-un ospiciu de nebuni, am încheiat citatul. Și era vorba despre parlamentarii ALDE și PSD. Ce vedem astăzi? Cu ALDE sunteți într-o alianță electorală pentru prezidențiale, iar cei de la PSD vor să vină buluc la dumneavoastră. Nu care cumva se demonetizează această declarație tare adunată de acțiunile ulterioare ale Pro-România. Rugină, ce am declarat atunci este corect. Și că noi primim așa buluc cum credeți dumneavoastră. Am apoi, zis că solicită, nu că îi primim. Apoi nu trebuie să ascundem că organizația Brăila nu a fost chiar pentru a face această alianță cu ALDE. Nu este... Este un adevăr. Noi ne-am dorit să avem drumul nostru cu candidatul nostru. Au fost discuții în interiorul partidului. Totuși s-a optat la nivel central pentru această alianță. Ok, dar asta nu înseamnă că vom discuta de fuziuni sau de alte năzbâti care au apărut în spațiu public. Deși reprezentanții dumneavoastră, să știți că au mai scăpat câte o declarație de genul ăsta. Da, nu. La Brăila este o situație altfel. Decizia organizației pe care am reprezentat-o și eu și domnul Mihai Tudose a fost de a nu colabora cu ALDE, însă decizia centrală pe un tip de alianță, o alianță electorală și nu de fuziune sau de unitate, de absorție a partidelor, cred că poate funcționa având un candidat independent. Și vom vedea aici se oprește colaborarea dintre noi. Protocolul este semnat doar pentru campania și pentru alegerile prezidențiale. Da. Susținerea candidatului independent. Da, păi nu, că am făcut acum protocolul este public. Deci, am făcut referire la o declarație pe care a făcut-o la un moment dat domnul Sorin Câmpeanu după ce s-a semnat acel protocol și a vorbit la un moment dat de o posibilă viitoare fuziune, alianță și toată lumea acum a rămas foarte... vedem foarte dacă se poate așa ceva fizic. Unii s-au dus cu PSD-ul, alții sunt în altă direcție. Vom vedea ce se întâmplă. Probleme. Nu e chestiunea noastră. Dar noi ne susținem candidat. Dar ce părere are domnul Mihai Tudose? Că până la urmă, dintre toate organizațiile din țară, înțeleg că la Brăila s-a obținut cel mai bun scor, chiar ați reușit să câștigați alegerile pe municipiu. Ați avut câteva voturi în plus, dar nu contează, ați câștigat pe alegerile. Ce părere are domnia sa? Nu se simte ușor frustrat așa? Dom'le, noi am scos un scor foarte bun la Brăila și iată, de la nivel național ni se impun niște decizii care nu-mi convin? Și eu și Mihai Tudose simțim același lucru cu fiecare om din organizație. Păi și cum gestionați? Păi l-am gestionat având în vedere dorința de a-l susține pe Mircea Diaconu. Și protocolul vizează doar susținerea candidatului Mircea Diaconu. Iar în ceea ce privește venirile în partid, sunteți consultați?
venirile în partid? Dinspre PSD, de exemplu. Păi știm cine sunt oamenii care vin în pro-România. Suntem același grup. Trebuie să ne vedem și să colaborăm. Îmi plăcea ce îmi spunea la un moment dat, din nou, domnul doctor, la acea emisiune, noi formăm un partid nou și încercăm să aducem în interiorul lui oameni foarte pregătiți, oameni care au în spate ceva, fiindcă noi, practic, intrăm într-o chestiune extrem de onorantă. Reprezentăm comunități și națiunea. Ori dacă am stabilit că facem un partid nou, pro-România, care e diferit de PSD și de PNL, ce facem? Îi băgăm iarăși în istoria vechilor partide, în mectehnele vechilor politicieni? Nu. Ori pornim pe drumul ăsta, ori ne ducem, ne ținem de el, ori ne ducem acasă. Era o declarație de-a dumneavoastră din 7 martie. Și mi-o susțin în continuare. La momentul ăsta, domnul Rugină, mă ocup de, alături de doamna de deputat, de realizarea unor organizații. La nivel de comune, este greu. Este foarte greu. Avem o problemă. Intelectualii localităților din comoditate sau dintr-o suficiență nu vin, nu doresc intrarea în politică. Și eu nu îmi doresc ca în interiorul organizațiilor pe care le clădim să avem oameni de slabă calitate. De aceea alocăm foarte mult timp acestei activități. Am înaintat, dar cu mare, mare greutate. Este o problemă foarte serioasă. Vă pot spune chiar de la firul ierbii, cum se zice. Lumea nu dorește să facă politică și oamenii valoroși își păstrează zona lor de confort. Dar de ce nu cred? De ce credeți că nu dorești că acești oameni valoroși să intre în politică? Am un exemplu. Am fost aseară la o discuție cu un domn cu o traiectorie economică favorabilă, cu fermă, cu terenuri, cu oameni, cu angajați, plătitori de taxe, un om muncitor dintr-o anumită comună. Și am purtat discuția cu el. Pe lângă aprecierea care o ai din partea mea vis-a-vis de activitatea economică, ar fi corect, ca și tu, ca fiul acestei localități, să o și reprezinți. Fiindcă văd în tine personajul care ar putea implementa niște proiecte pentru a dezvolta această localitate, legate de ce înseamnă infrastructura agrară, ce înseamnă infrastructura rutieră, ce înseamnă dezvoltarea micilor afaceri în acea localitate. Și el mi-a spus, măi omule, dar eu lucrez dimineață până seara. Crezi că ar trebui să mă bag să candidez la primărie? Și atunci i-am pus întrebarea, dar cine vrei să candideze? Cei cu studiile alea care sunt făcute la 50 de ani? Cine să candideze? Trebuie să faci un efort. Cam așa se întâmplă prin fiecare localitate și creează un sentiment totuși de frustrare. Deci, de ce oamenii nu intră în această luptă, că este de fapt o luptă de a reprezenta comunitățile, fiindcă ei le pot transforma, ei pot schimba acest curs lent în evoluția localului, să zicem, românesc, ruralului și localului românesc. Este o problemă reală aceasta, doamna deputat, faptul că nu se găsesc suficient de mulți oameni buni care să dorească să intre în politică și atunci oamenii aceia își văd de treabă și îi lasă pe vechii politicieni să... Noi în organizația Pro-România ne-am fixat acest obiectiv, să scoatem în față candidați pentru alegerile locale, să fie reprezentanți ai comunităților, intelectualitatea satului. Ne dorim acest lucru. Și de aceea căutăm profesorii, inginerii, oamenii care s-au stabilit acolo și au creat nuclee în jurul lor. Și sunt și am această convingere, sunt convinsă că acești oameni vor reuși să aducă echilibru și în satele lor și modernizarea. Dacă vom rămâne așa într-o situație în care un primar este apreciat doar pentru faptul că a pus piatră pe stradă împins de un proiect derulat pe Consiliul Județean, nu înseamnă musai evoluția acelei comunități, ci ne dorim oameni care să reușească să miște și spiritul și să scoată comunitatea într-adevăr într-o lumină favorabilă.
Da, și mie îmi place să cred că încă nu au fost purtați suficient acei oameni foarte buni despre care ați vorbit un pic mai devreme. Vom merge după ei, vom găsi și vom reuși să-i și convingem. Îi curtăm până îi plictisim. Pentru că am stat de vorbă cu o serie de oameni aici din Galați, chiar și din Brăila, oameni care au un job foarte bun, care sunt interesați de viața politică, dar în același timp, credeți-mă, poate nu vă face plăcere că sunteți implicați în politică. Sunt lehămețiți de anumite personaje politice care inundă posturile de televiziune centrale și care, păcatele mele, de multe ori spun o grămadă de prostii și la un moment dat, de la înălțimea funcțiilor domnilor lor, se trage concluzia că trebuie să fii suficient de nepregătit, ca să nu spun altfel, că mă amendează CNA-ul, ca să ajungi acolo sus în... Da, și cum îi locuim pe aceștia? Numai prin mijloace democratice. Bineînțeles. Încercăm să identificăm oameni buni, să-i prezentăm aici la televizor. Și să-i curtăm. De aceea Mircea Diacon este profesionist în domeniul lui de activitate. Cum mai este la Brăila, doamna Meiroș? Aveți solicitări venite din partea colegilor dumneavoastră, foștilor colegi la PSD, să plece din Partidul Social Democrat și să vină către Pro-România? Nu avem nicio solicitare. Despre ce solicitări vorbim? Adică mă gândesc la foști colegi de la Partidul Social Democrat care să fie supărați. Că am văzut că, în general, PSD Brăila a fost cam în opoziție cu Dragnea, a fost în opoziție cu Viorica Dăncilă în multe situații. Și mă gândeam că supărați de ceea ce se întâmplă acum la PSD. Unii dintre foștii colegi au expus într-adevăr public punctele de vedere, dar asta nu înseamnă că au devenit membri Pro-România sau sunt... Nu, am întrebat dacă au creat o solicitare. Solicitări. Nu, nu există un asemenea demers. Nu există? Nu. Dacă e să dăm crezare surselor pe care de altă parte, orice om cu bun simț care s-ar încadra în criteriile noastre este binevenit în Pro-România. Nu avem nicio problemă cu acest. Domnul Francis Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, este un astfel de om care ar putea fi racolat, știu eu, îmbogățit partidul Pro-România? Domnul președinte al Consiliului Județean este membru PSD și președintele Consiliului Județean. Pe de altă parte, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Sursele pe care le mai am prin Brăila spun la un moment dat că domnul Francis Chiriac, deși este membru PSD, președintele Consiliului Județean Brăila, este cumva cu sufletul deja alături de Pro-România. Dacă va face și demersul legal să vină alături de noi, cu dragă ei. Dar să nu fie chestii declarative astea. Document nu există. Nu, de acord cu dumneavoastră. Era vorba numai așa de suflet. Ce simte domnia sa? Ea are o relație destul de bună cu domnul Mihai Tudose, am înțeles. Și cu mine, consilierul Căpățână, și cu doamna deputată Meiroș. Nu avem relații. Noi suntem niște oameni la locul nostru. Deci, de ce să nu avem o relație foarte bună? Dar domnul Marian Dragomir... Deci cu domnul Marian Dragomir avem o relație foarte bună. Domnul public indignarea față de candidatura doamnei Dăncilă, din dar câte mi-aduc aminte. Nicio... E un motiv suficient pentru a fi primit în Pro-România dacă ar face o astfel de solicitare? Motivul care? Articolul și declarația de presă? Faptul că a fost pe față împotriva deciziilor luate de Dragnea la vremea respectivă. Nu împotriva... acesta e motivul suficient. V-am zis cum s-a poziționat domnul primar. Mi-am adus aminte de declarația dumneavoastră. Dar vi l-ați dori la dumneavoastră în partid? Ca să fie candidatul Pro-România. Știți, dorințele astea trebuie să fie reciproce. Adică și dumnealui ar trebui să-și dorească și noi să ne dorim. Și nu, n-am purtat această discuție. Suntem înnebuniți cu alegerile prezidențiale. Noi strângem semnături, îl promovăm pe domnul Diaconu. Nu. Terminăm etapa de prezidențiale și apoi, la modul serios, vom calibra și echipa pentru alegerile locale. Da, păi nu, mă gândeam că această etapă în care ne aflăm acum, pre-campania pentru prezidențiale, urmată de campania pentru alegerile prezidențiale, nu reprezintă altceva decât un examen pentru o campanie mult mai importantă pentru brăileni, pentru gălățeni, alegerile locale, atunci când oamenii pot să-și aleagă primarul, președintele Consiliului Județean, consilierii locali și consilierii județeni. Și chiar dacă îmi spuneți dumneavoastră că încă nu ați calibrat totul pentru acest eveniment din vara anului 2020, dați-mi voie să am o mică... De-aia e dreptul nostru să aveți o mică. De-aia e dreptul nostru să aveți o mică. Noi
suntem cu campania. Capacitați doar la prezidențiale, am înțeles. Deci, dar dacă, haideți să, vă dați seama, vreau și eu să scot o știre pentru mâine, să apară. Dacă vine mâine domnul Dragomir la dumneavoastră, dumneavoastră, cei doi prezenți în platoul emisiunii, v-ați da acordul pentru a-l primi în interiorul partidului? Să devină membru pro-România? Pro-România și să fie candidatul pro-România. Repet, la... orice cetățean din Brăila poate deveni membru al organizației pro-România îndeplinind acele criterii. Deci domnul Dragomir poate deveni membru pro-România. Și ar putea deveni și candidatul pro-România pentru funcția de primar, pentru nou mandat de primar, ținând cont de faptul că este primarul în funcție al Brăilei. Domnul Rugin, dumneavoastră aveți multă experiență politică. Prima dată trebuie să vină, după aceea trebuie să socotim politic lucrurile și apoi stabilim o candidatură. Până atunci e cale lungă. Un sondaj de opinie și vedem cine poate să câștige primăria. În cazul acesta, dacă ar rămâne... Pro-România va câștiga primăria și Consiliul Județ. Pro-România va câștiga, sunteți foarte, foarte sigură. Da. În cazul în care, să zicem, domnul Dragomir nu își va exprima dorința de a veni la dumneavoastră să candideze din partea Pro-România. Pro-România va avea un candidat care va câștiga alegerile în Brăila. E posibil ca acel candidat să fie Mihai Tudose? E posibil să fie orice membru Pro-România. Ați discutat ce rezultă acest în urma lucru? Unui sondaj de opinie. Nu, tot prins în activitatea la prezidențială. După alegerile prezidențiale, promitem că venim aici și prezentăm echipa de candidați pentru Brăila. Dar la un moment dat s-a discutat despre ideea ca domnul Tudose să poată să renunțe la funcția de europarlamentar pentru funcția de primar. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că la un moment dat domnia s-a spus aș putea să renunț la funcția de europarlamentar pentru a face parte dintr-un guvern performant al României. A luat domnia sa în calcul și faptul că ar putea să candideze ca primar? Am făcut și o declarație la un moment dat. Mă pot întoarce să candidez la primăria Brăila. A, deci nu exclude acest lucru. Nu exclude, nimic nu este exclus. Cum s-a adaptat domnia sa la Bruxelles? Foarte bine. Îi place mai mult munca aceasta de europarlamentar decât cea de parlamentar român? Ce v-a spus? Nu știu dacă e neapărat o chestiune de a plăcea mai mult o muncă sau alta. Este pe drum Bruxelles-București. În weekendul acesta a fost la Brăila. Și acum este un moment de mare efervescență în Parlamentul și în politica european. Fiindcă se stabilește Comisia Europeană, care va trece prin votul Parlamentului. Tot lobele până la momentul ăsta s-a făcut. Urmează votul pe comisii, votul pe plen. Este o activitate extrem de... După aceea, să zicem, scade ca intensitate activitatea Parlamentului European. Dar acum este momentul care va puncta activitatea pe 5 ani. Și în aceste zile mai aveți timp să stați cu domnul Tudose, să vă consultați? Nu prea. Nu prea aveți timp. Nu, lucrăm. Ne auzim pe telefon. Ne auzim, dar asta nu înseamnă. Ne putem întâlni. Deci aveți o responsabilitate în plus, faptul că trebuie să performați cu filiala brăileană pentru a scoate un rezultat foarte bun. Tot noi eram și în alegerile trecute. Gândeam că la alegerile europarlamentare ați beneficiat totuși de ajutorul domnului Tudose aici. Și de candidatura domnului Tudose. Și de candidatura domniei sale. Acum trebuie să lucrați cumva fără domnul Tudose, dacă îmi spuneți că e atât de prins în Parlamentul. Așa stau lucrurile. Ne-a explicat el. Acum este un moment de vârf. Apoi urmează discuțiile. I-au programat fiecare act un anumit interval de timp, o anumită legislație pe care iese din comisie. Deci, acum e vârful ca și activitatea Parlamentului European. O să vreau să vorbim despre felul în care se mai implică domnul Tudose în ceea ce înseamnă politica din România, în politica parlamentară românească, despre deciziile acestea de reconfigurare politică despre care tot citim în presă sau vedem la știri la televizor, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim.
Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu cei doi invitați pe care i-am în această seară, doamna deputat Emilia Meiroșu din partea Pro-România, filiala Brăila, bună seara! Bună seara! Și domnul Marian Căpățână, consilier județean din partea Pro-România, bună seara! Bună seara, domnul Căpățână! Vorbim despre partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră, un partid care, despre care s-a vorbit foarte mult, cel puțin aici, în zona Galați-Brăila. La alegerile europarlamentare ați reușit să obțineți un scor foarte bun. Ați câștigat alegerile pe municipiu. Da? A fost greu, a fost ușor, a fost cu siguranță mai greu, dar ați avut și un vector de imagine foarte bun, domnul Mihai Tudose, europarlamentar. Despre domnia sa vorbeam înainte de pauza publicitară. Îmi spuneați dumneavoastră că în această perioadă domnul Tudose este prins foarte tare cu ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. Și voiam să vă întreb în ce măsură mai aveți timp să vă mai consultați pentru ceea ce înseamnă un rezultat bun la prezidențiale, domnule Căpățân. Nu avem timp. Dar la telefonic ne auzim, discutăm ce ar trebui să facem într-o anumită chestiune, cum vedem campania raportat la membrii noștri de partid, ce mesaj trebuie să ducă fiecare, cum trebuie să procedăm la strângerea de semnături, cam care ar fi targetul pe care ar trebui să-l atingem pentru ca la nivel național să avem necesarul de semnături pentru susținerea candidaturii domnului Diaconu. Și cam așa, chestiunile interne, tot într-un trio deja consacrat, doamna deputată Emilia Meiroșu, domnul Laurențiu Coman și cu mine lucrăm zi de zi. Aveți multă treabă acum cu campania pentru prezidențiale. Mi-ar fi plăcut să reușesc să-l invit pe domnul Tudose la o emisiune, chiar și pentru faptul că am văzut câteva din declarațiile domniei sale atunci când s-a pus problema de a-l susține, de exemplu, pe Mircea Diaconu. Domnia s-a avut o declarație mult mai tranșantă. Domnule, m-aș fi așteptat să avem noi candidatul nostru pe domnul Victor Ponta. Va da mai multe detalii? Noi toți ne-am fi așteptat să avem un candidat din interiorul partidului, însă faptul că am intrat pe ideea de a face altfel de politică și a susține un altfel de candidat, cred că ne-a ajutat foarte mult să ne alegem pe domnul Mircea Diaconu. Dar ce v-a spus domnul Tudose atunci când a văzut, de exemplu, declarația domnului Victor Ponta, prin care domnia sa spunea că, domnule, suntem interesați ca după ce va pica guvernul Dăncilă să facem o majoritate de stânga împreună cu PSD și să guvernăm până la alegerile din 2020. Cred că domnul Tudose, din punctul meu de vedere, n-a fost foarte vesel. Păi niciunul dintre noi nu eram vesel. Aveam decizia în organizație, nu PSD, nu niciun fel de alianță până nu ne așezăm și ne dovedim forța, noi suntem la faza de construcție. Forța electorală și susținerea oamenilor. Așa am văzut noi. Hai să construim, hai să ne vedem de drumul nostru și într-adevăr am putea, adică e obligatoriu în lumea politică existența unor alianțe pentru niște chestiuni punctuale, bine puse la punct, cum s-ar spune, dar așa ne-am dorit, să avem drumul nostru. Faptul că liderii noștri de la centru, cu organizațiile lor, că sunt toate organizații în spatele fiecărui lider, au optat pentru această formulă, mergând către o alianță, către un partid, tot cu vederi social-liberale, ne-a făcut ca să ne recalibrăm pe situația dată. Dar domnul Tudose nu era de acord nici cu o colaborare ALDE și a spus-o foarte deschis cu acțiunile domnului Tăriceanu, un politician despre care spunea că împreună cu Dragnea joacă teatru. Citez acum: PSD blochează cererea de urmărire penală a lui Tăriceanu în Senat. Nu se iubesc, au nevoie unul de altul. E butaforie, e teatru scurt de 2 ani. Am încheiat citatul, domnul Tudose a spus acest lucru. Cred că acolo la Bruxelles, domnia sa, cred că este ușor necăjit pe declarațiile pe care le tot vede la nivel central, venite dinspre Pro-România, nu credeți? Bine, Mihai Tudose este la Bruxelles pentru că este parlamentar european, dar el vine și în ședințele de partid, este vicepreședinte al Pro-România la nivel național. Și credeți că este 100% de acord cu... Își exprimă punctele de vedere și în interiorul partidului.
Și ce vă spune? Este de acord așa? Tot identice. Dar, ok, lăsăm pe domnul Tudose pentru că îmi rezerv dreptul și plăcerea de a dialoga cu domnia sa. Dumneavoastră, personal, credeți că există riscul ca în urma acestor declarații, care, iată, se pare că vă necăjesc și pe dumneavoastră, unele dintre ele? Nu, stați un pic. Nici eu, nici Mihai Tudose, nici domnul Căpățână, nu vorbim fără să ne consultăm cu organizația. Punctele noastre de vedere reflectă și opiniile colegilor noștri. Nu ale dumneavoastră, mă refeream la punctele de vedere exprimate de către liderii dumneavoastră, acele intenții de colaborare, de guvernare pe stânga până la alegerile din 2020, despre care eram de acord că nu erau chiar pe gustul dumneavoastră celor de la Brăila, din filiala brăileană. Și stăteam și mă întrebam, genul acesta de declarații. Acum vreo două luni eram într-un guvern de Uniune Națională cu PNL, PSD, USR. Acum este această temă. Deocamdată lucrurile nu sunt tranșate la București. Acum două luni eram în guvern. Mă rog, era o poveste, o prezentare publică. Știți că am discutat inclusiv la dumneavoastră imediat după alegerile europarlamentare, că varianta ar fi un guvern de Uniune Națională în care toți factorii politici prezenți în Parlamentul României acum să-și desemneze cei mai buni oameni pentru a crea un guvern de Uniune Națională. Această temă se pare că a fost epuizată. Acum există declarații că ne ducem în stânga, în dreapta, ba cu PNL-ul, ba cu PSD-ul. Deocamdată, realitatea este alta. PSD, Viorica Dăncilă și o parte dintre foștii miniștri sau doar deputați senatori ALDE sunt la guvernare. Au făcut propuneri de remaniere, a exclus varianta în care să vină în Parlament la o restructurare de guvern și se așteaptă decizia Curții Constituționale, care am înțeles că vine undeva pe 18 septembrie. Dumneavoastră ați avut un punct de vedere foarte consecvent din timpul campaniei pentru europarlamentare până astăzi. Dar credeți că e posibil ca tocmai această inconsecvență a unor lideri pro-România în ceea ce privește declarația? Cu acest guvern, Viorica Dăncilă, este exclusă guvernarea pro-România. Asta am înțeles-o este foarte exclusă. Clar. Dar e posibil ca unele nemulțumiri ale oamenilor generate de guvernarea PSD-ALDE să se răsfrângă și către dumneavoastră? Vă e teamă de acest lucru? Dar nu au de ce, pentru că toate nemulțumirile nu au de ce să se răsfrângă asupra noastră, pentru că nu noi am fost la guvernare, nu noi am luat deciziile greșite și ducem economia în prăpastie. Acum trebuie o minte limpede care să scoată lucrurile acestea la lumină și să le și rezolve. De acord cu dumneavoastră, dar vedeți dacă o să spună cineva, cine mă, pro-România? Păi ăștia scoal de cei care au fost la guvernare și că au dus România în prăpastie. Eu cred că nu mai e vorba doar de o denumire de partid, ci e vorba de exponenții acelui partid și de profesioniștii pe care un partid politic a reușit să-i strângă. Vă doriți să cadă guvernul Dăncilă? Bineînțeles. Veți vota la o eventuală moțiune de cenzură? Voi vota moțiunea de cenzură. Cum se manifestă? Și nu voi vota restructurarea, astfel încât să nu se strângă voturile pentru a rămâne în funcție guvernul Dăncilă. Deci nu, asta este o altă mare poveste a politicii române. Că-i remaniere, că-i restructurare, mergem în Parlament. Cu majoritate simplă, cu majoritate absolută. Foarte complicată politica a devenit, nu, domnule Căpățână? Asta nu mai dacă este lucrurile ar fi de ce bună credință, n-ar fi nimic atât de complicat. S-a intrat în derapaj de nu mai înțelege nimeni nimic. Nu mai înțelege nimeni nimic. Și țara nu merge bine. Nu era mai simplu când erați doar un consilier independent? Da, mult mai simplu. Da, dar de la proiectul frumos pe care domnul consilier județean Căpățână l-a demarat, acela al simpozionului Nică Petre, acum, mă rog, este participant la deciziile importante și în Consiliul de Administrație al Spitalului și în alte chestiuni foarte, foarte importante pentru județ. Schimb, pentru a mișca o comunitate trebuie implicare politică ceva mai mult. De aceea sunt într-un partid și v-am mai explicat la emisiunea dumneavoastră. Și uitați că acum chiar lucrez la realizarea unor organizații cu oameni unul și unul. Este foarte greu. Dar consider că experiența pe care o am mă obligă să fac treaba asta. Comunitățile nu mai pot merge cu oameni care... Na, tot respectul. Studii medii sau mai puțin de studii medii. Nu.
trebuiesc intelectuali la conducerea comunităților și spatelor făcute niște echipe de oameni de bună calitate. Asta îmi doresc și la asta lucrez. Stau și mă gândesc atunci când ați făcut trecerea dinspre consilier independent în unul integrat în Partidul Pro-România, vă plângeați că nu aveți suficient timp. Acum când îmi spuneți că membru de partid fiind, mai aveți de făcut organizații în județ, stau și mă întreb, mai aveți timp să vă mai mergeți la serviciu? Nu, am ajuns musafir la mine acasă. Spuneți-mi, dacă tot am ajuns la Brăila și la partea aceasta administrativă, cum se manifestă în Consiliul Local, în Consiliul Județean, trecerea ALDE de la guvernare în opoziție? Se simte? Da, am înțeles, ați văzut declarația mea de acum o săptămână. Da. Da, vă rog, spuneți-mi, doamnă. Se pare că a fost o discuție între ALDE și PSD pentru păstrarea funcțiilor și a colaborării la nivelul municipiului și județului. Lucrul acesta nu ne implică pe noi și nu ne implică în niciun fel alianța un om creată electoral pentru susținerea candidatului independent Mircea Diaconu. Nu avem nicio legătură cu ceea ce înseamnă ALDE într-un format PSD sau fără PSD. Deci, la este Brăila, decizia strict a partidului ALDE. La Brăila, ALDE a rămas în structura de conducere. Da, vicepreședintele și consilierul județean sunt. Și la municipiu parcă sunt și acolo doi consilieri locali, nu? Da, păi nu, că și la Galați l-am întrebat pe primarul Ionuț Pucheanu, domnule, ce s-a schimbat odată cu ieșirea ALDE de la guvernare? Și domnia s-a spus, doamne, din punctul meu de vedere, nu simt niciun fel de schimbare. Și nici n-a generat vreo schimbare. Dacă că la, în situația după Pucheanu putea să genereze și o schimbare. Dar la un moment putea să rămână adică fără majoritate. Adică nu era vorba numai de a simți, ci era vorba de așa acționa. Vedeți că ei până la urmă își doresc la guvernare, că o parte dintre ei s-au dus înapoi în guvern. Sau, mă rog, sunt propuneri pentru a prelua niște ministere. Președintele Senat. Președintele Senat. Care a fost exclus din ALDE, au mai fost nominalizați încă 3 oameni din ALDE pentru a deveni miniștri, iar astăzi vedeam pe televiziunile centrale faptul că pe surse era dată informația că Tăriceanu ar fi încercat să reintre în grațiile. Alianța cu PSD cu condiția să cadă afară Meleșcanu. Meleșcanu și... Acum, eu nu mă pricep foarte mult la politică, doar sunt un observator, așa văd la televizor. Dar cu multă experiență. Dar mie mi se pare că apare din ce în ce mai mult și nota asta de entertainment în politică. Deci reușește de multe ori să mă facă să râd. Da, este ridicol, da. E cam râsul plânsul. Da. Dar noi suntem pro-România, haideți să vorbim despre noi. Da. Dar nu mă interesa și felul în care percepeți dumneavoastră nu, dar nu este cel corect. Evident că nu este regulă ce se întâmplă. Pro-România s-a ținut de drumul pe care l-a propus. Drept este că președintele Victor Ponta chiar a jucat, a creat niște premize, surprinderea mea, care nu sunt valorificate de actuala opoziție și nu înțeleg de ce. Că se apropie momentul 10 noiembrie, trebuie să întâmple ceva până în 10 noiembrie, că după alegerile prezidențiale, sigur, viitorul președinte va pune piciorul în prag. Această situație nu poate perpetua, fiindcă România merge prost, merge foarte prost. Ultimul împrumut, 680 de milioane, luat cu 4,03 dobândă la sfârșitul lunii august. Pentru ce? Pentru salarii. România merge îngrozitoare. Și undeva va apare măta de plată. Ceva trebuie să întâmple. Victor Ponta a jucat, opoziția, văd că este într-o inerție, nu mișcă deloc, vin alegerile prezidențiale și rămâne, practic, închiderea acestei crize în mâna președintelui. Nu-i normal. Da, ce mai este normal în momentul de față când vorbim despre politicienii, cei care ne reprezintă la nivel central și aici nu vreau să vă supărați pe mine, sunteți unul dintre politicienii de top ai României, dar trebuie să fiți de acord cu mine că marea majoritate a celor care ies cel puțin pe partea de comunicare dinspre putere
nu vă fac chiar cinste dumneavoastră oamenilor politice. Nu suntem în opoziție. Și domnul Căpățân a punctat foarte bine și a înțeles fenomenul care se întâmplă acolo. Așteptarea după mișcarea pe care a făcut-o Victor Ponta pro-România. L-a jucat. Și ieșirea de la guvernare, decizia domnului Tăriceanu și ieșirea de la guvernare a partidului ALDE, a rămas fără ecou în rândul opoziției. Adică nici PNL, nici USR nu s-au așezat într-un dialog astfel încât să genereze soluția ce urmează după căderea guvernului Dăncilă. Din păcate, asta este realitatea. Credeți că le convine situația actuală în care partidul de guvernământ, Partidul Social Democrat, se afundă din ce în ce mai tare în, știu eu, tot ce înseamnă greșelile acestea de guvernare? Politic este posibil să le convină această situație, însă, dincolo de dorința de a acumula cât mai multă nemulțumire și implicit voturi în partea opoziției, eu cred că toată lumea ar trebui să aibă responsabilitate, așa cum spuneam și atunci în iunie, în mai, când am fost la dumneavoastră imediat după europarlamentare, și ar trebui luată o decizie astfel încât cei mai buni oameni ai acestei țări, oameni politici, să poată să construiască un guvern care să sprijine țara și să lucreze în folosul acestei țări. Eu cred că se poate sta la o masă așa frumoasă, rotundă, cum este a dumneavoastră, și să găsim soluțiile potrivite. Ce vă spun brăilenii când stați de vorbă? Vă îndeamnă să formați un guvern împreună cu partidele de opoziție? Brăilenii așteaptă soluții clare, indiferent de partidele care ar putea să le genereze. Deci nu am simțit o nemulțumire majoră nici dintr-o parte, nici din alta, doar că așteaptă soluțiile. Da. Și ieșirea din această atmosferă îngrozitoare care s-a creat așa în jurul, Brăila, cetățenilor. Și la Brăila, sondajele arată că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Și soluția, oamenii își doresc o soluție indiferent de coloratura politică. Da. Este un lucru real. Completez la ce spunea doamna deputat, în sensul că utilizând neintrarea, neimplicarea opoziției, de fapt se transformă într-un gest de lașitate la un moment dat. De ce? Fiindcă România tot prost merge. Și de fapt vor plăti cu toții. Și în primul rând cetățenii. A lăsat lucrurile să curgă fără reformele care trebuiau făcute, fără schimbările economice, fără buna gestionare a banului public, România se îndreaptă într-o direcție greșită, așa cum oamenii o percep. Mai avem puține minute din emisiunea de astăzi. Sunteți în plină precampanie pentru alegerile prezidențiale. Sunteți într-o alianță electorală punctuală, da? Am înțeles bine. Doar pentru alegerile prezidențiale, un om, îl susțineți pe domnul Mircea Diaconu și spuneați dumneavoastră un pic mai devreme că nu credeți că există posibilitatea să vă știrbească ceva din credibilitate această alianță făcută cu cei de la ALDE, un partid care până nu de mult se afla la guvernare. Am înțeles bine sau nu am înțeles bine mesajul? Da. Acum, referitor la alianța în sine la nivel de județ, că vorbim la nivel de județ, organizația noastră a stabilit ca să lucrăm fiecare, deci pro-România separat, ALDE separat. Nu știm ce se întâmplă la ei. Simultan cu strângerea de semnături lucrăm la organizații, lucrăm la strategia pentru viitoarea campanie electorală, care este vorba despre campania la locale, unde o să oferim niște surprize, dar toate la vremea lor, legate de modul de a face campanie, de a strânge problematica și de a crea responsabilitate. Și un pic mai devreme îmi spuneați că n-ați avut timp să vă concentrați. Vorbim de strategie, nu de oameni. Politică, nu de oameni. Am înțeles. Da? O să folosim un model din Uniunea Europeană, dar toate la vremea lor. Pentru noi, ca și organizație județeană, mai puțină importanță are, câtă vreme, așa cum a spus dumneavoastră, nu s-a mișcat nimic în povestea ALDE, este, nu este la guvernare, este la putere.
Nu, am zâmbit un pic mai devreme când vorbea domnul Căpățână despre felul în care colaborează sau nu prea colaborează cu cei de la ALDE în Brăila, se colaborează cu cei de la ALDE în Brăila. Am făcut o analogie cu ceea ce se întâmplă la Galați. Aici, dacă probabil că știți, liderul pro-România, domnul Eugen Durbacă, a fost membru ALDE, a devenit parlamentar pe listele ALDE. S-a certat cu actualul președinte ALDE, cu domnul Cristian Dima, iar acum, după ce s-au porcăit slavă Domnului, au ajuns să împărtășească valori comune, cel puțin din punct de vedere al prezidențiabilului. Și dumneavoastră spuneați că nu prea colaborați, aici s-au dat mesaje, n-am să uit niciodată ce a făcut Durbacă, nu vom colabora niciodată cu el. Da, noi nu suntem așa agresivi. Da. Important este ca dumneavoastră să vă susțineți candidatul, că despre asta este. Nu, evident, îl susțin și cu toată forța. Îl vedeți pe candidatul dumneavoastră cu șanse de a intra în turul 2 și de a câștiga funcția de președinte al României? Ne dorim să ajungă în turul 2 și să câștige funcția de președinte al României. Haideți, domnul Găbățână, că am văzut că sunteți foarte buni. Mergeți la un pariu pe... Domnul Rugină, încă nu... Deocamdată, dar dacă vin la o emisiune în timpul campaniei, să știți că am să vă spun exact. Oricum n-aș fi acceptat să mai fac un pariu cu dumneavoastră. Nu, pe procente, dar... trebuie să aducă multă șampanie. Trebuia să aducă foarte multă șampanie. Dar să știți că mi-a adus șampanie foarte multă, domnul doctor. Pe final de emisiune, o întrebare pentru dumneavoastră, doamnă, dacă îmi permiteți. V-am întrebat la un moment dat cine ar putea să fie candidatul pro-România pentru primărie. Am întrebat eu dacă una dintre posibilități ar fi Marian Dragomir. Am întrebat dacă o altă posibilitate ar fi Mihai Tudose. Voiam să vă întreb un singur lucru acum, pe finalul emisiunii. Puteți să îmi garantați că în cazul în care nu va fi candidatul pro-România, nici Marian Dragomir, nici Mihai Tudose, candidatul dumneavoastră se află în platoul emisiunii Deschide Lumina această seară? Candidatul pro-România pentru primărie, pentru primăria Brăila în 2020 se află sigur în Partidul Pro-România, dacă excludem toate variantele pe care le-ați spus, și va câștiga alegeri. Și nu se află în acest platou? Asta nu pot să vă spun dacă ne aflăm sau nu ne aflăm în acest platou. Domnul deputat, domnule consilier, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în platoul emisiunii. Vă mai aștept aici. Vă urez mult succes în ceea ce v-ați propus dumneavoastră și să obțineți un scor bun pentru candidatul Mircea Diaconu, dar mai ales să reformați partidul politic, pentru că, așa cum am spus în emisiunea de astăzi, acele declarații mie mi-au plăcut și le-am notat și ați văzut că o să le mai folosesc de-a lungul timpului. Sigur, da. Și noi mulțumim foarte mult și tare ne bucurăm foarte mult candidatul nostru. Și vă rog să-i transmiteți și domnului Tudose că l-aștept aici în platou, ori de câte ori drumul său prin Brăila îi permite, programul domniei sale îi permite să vină și la noi la Realitatea TV. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!